Mulțumim foarte mult, Părintele Lucian Dâncă. În acest al doilea intermețu al evenimentului nostru, aș vrea să rog pe colegul meu, Mihai Liță, să ne spună care este punctul de convergență al marilor tradiții contemplative ale spațiului creștin și în ce măsură experiența contemplativă creștină poate fi transferată și în sfera laicului. Ce privește prima întrebare, răspunsul scurt este, conține un singur cuvânt, liniște. Ceea ce în tradiția răsăritană se numește isihie. Deci această liniște este practic elementul cel mai important al oricărui act contemplativ și este comun nu numai tradițiilor creștine, ci tuturor tradiții, marilor tradiții spirituale ale lumii. Acolo, în liniște, se șterg deosebirile de natură teologică și ne găsim în fața propriei interiorități. Și apropo de asta, am făcut o mică cercetare legată de un verset din Psalm și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră. Este un verset din Psalmul 45 cu 10 din Septuaginta și 46 cu 10 din textul masoretic. În ebraică, îmi cer scuze, nu cunosc ebraică, dar o să vă spun cum sună totuși. Harhu udu ki anohi Elohim. Asta înseamnă, în traducerea din Biblia ortodoxă, opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. După părerea altora și a mea, ca să respectăm ordinea firească, nu e o traducere bună și asta impietează asupra unui întreg aparat conceptual, apropo de ce m-a întrebat Sorin. Chiar și în Biblia catolică el este tradus opriți-vă și recunoașteți că eu sunt Dumnezeu, ceea ce e ceva mai bine, dar parcă tot nu ajunge la esență. În versiunea Anania, care este o versiune diortosită, deci o retraducere a Bibliei, spune, luați-vă răgați și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Nici opriți-vă, eu personal nu înțeleg ce înseamnă opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Nu știu ce trebuie să fac ca să mă opresc. Luați-vă răgați, încep să înțeleg. O traducere foarte bună din limba engleză, după părerea mea, este Be still and know I am God. Aici e important, există acest termen care e foarte greu de tradus. În două traduceri ebraice am întâlnit versiunea relaxează-te, care iar e puțin da. Și o versiune let be în limba engleză. O să explic la sfârșit. În Septuaginta, cuvântul grecesc este scolasate, care se apropie cel mai mult de ce vrea să spună probabil acest text. Oprește-te din ceea ce faci, oprește-te din tot ceea ce te preocupă, oprește-te să fii preocupat de lucrurile exterioare. Deci ca să facem un rezumat a tot ce am spus și iată cum un cuvânt și o traducere nu neapărat discutată la maximum poate schimba totul, este vorba de a realiza această stare interioară de liniște, este vorba de a te deschide chenotic, aș spune, așa cum a făcut-o și Mântuitorul, de a te goli de tine, de a renunța la exterioritate pentru moment și a fi total accesibil. În această liniște și accesibilitate, Dumnezeu are acces în ființa noastră. În lipsa ei, există această sinusoidă a minții, această autostradă plină cu mașini, cum spunea cineva, n-are cum să vorbească Dumnezeu dacă tu vorbești în continuu. Deci trebuie ca tu să taci, ca El să vorbească. Un mare mistic al tradiției cabalei, Rabbi Abraham Abulafia, având o metodă sofisticată și citând din psalmi, de asemenea, citează un verset care spune vorbește, Doamne, robul tău ascultă. Deci după ce realizează tehnica respectivă contemplativă, care e destul de sofisticată, se golește și tace. Deci despre asta e vorba și asta unifică tradițiile contemplative din toată lumea.
Iar în ce privește a doua întrebare, cu experiența contemplativă creștină și transferul ei în sfera laicului, eu sunt mai puțin pesimist ca Andrei, dacă am înțeles eu bine discursul lui. Eu cred că se poate, în măsura efortului, bineînțeles, și a intenției sincere și a șansei de a găsi un îndrumător potrivit. Ceea ce, da, trebuie să recunosc că nu e ușor. Pe de altă parte, această reconectare este o necesitate, nu prea avem de ales, pentru că omul modern a câștigat cam tot ce putea să câștige, mai mult decât își putea dori, dar a pierdut contactul cu sursa. A pierdut contactul cu ceea ce este în el. Și trebuie început cu această conștientizare a incompletitudinii noastre funciare, a faptului că suntem în fond nefericiți. Și mi-e teamă că stilul modern al gândirii pozitive cu care suntem inoculați, așa cum se hrănesc gâștele cu boabe, cu sila, cu toate drapelele respective, poate să întârzie această conștientizare. Pentru că trebuie să stai în acea liniște de care vorbeam, în acel nor, dacă vreți, în acea noapte întunecată, și să ai răbdarea și puterea să recunoști că ceva nu e chiar în regulă și să urmărești să, cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, să ieși de acolo. Pentru că în starea sa actuală, omul a rătăcit drumul către interioritatea sa, către natura sa reală și consecințele sunt cele binecunoscute. Mulțumesc! Mulțumim!